Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. Super tătici și super mămici. E Vocea României din 2015, o știți din trupa Impact, deschisă și caldă, Cristina Bălan continuă să cânte. Nimic nu se compară cu forța pe care i-o dă frumoasa ei familie. Ne-am putea raporta la ea ca la un reper pentru dragostea necondiționată. Și nu sunt cuvinte mari. Cristina Bălan e soția lui Gabriel și, în ciuda sfaturilor majorității, inclusiv medici, e mamă cu normă întreagă pentru gemenii Toma și Matei. Faptul că au câte un cromozom în plus nu înseamnă decât că iubesc un pic mai mult. E perspectiva pentru care ar trebui să luptăm cu toții în România lui 2018. Cristina Bălan, Gabriel și cei doi gemeni sunt astăzi în Dimineața Zurli. Bună dimineața! Bine v-am găsit! Neața, eu l-am și pe Matei în brațe, care chicotea. Da, neața! Așa. Bravo! Asta e o emisiune de văzut și de ascultat cu sufletul. Dacă a găsit tot tastatur, e plăcerea lui. Da, va fi destul de greu din punct de vedere al tropotelor și sunetelor, dar ne-am asumat asta în momentul în care am invitat vedetele cu copii, cu tot. Cum sunteți? Așa este, suntem ocupați. Ocupați. Noi în continuare, da. Și în continuu suntem ocupați. Îmi povesteai înainte de a intra în emisie cum v-ați împărțit copiii încă din burtică? Da. Nu știu dacă majoritatea cuplurilor fac chestia asta, pentru că e foarte interesant când ai gemeni. Noi am zis așa, pentru că este câte unul de persoană, ni repartizăm. Cel din stânga, burții, așa? Mă refer. Așa, din burtă, da, cel din, care e, da, așezat pe partea stângă. Exact, l-am repartizat la tati, iar cel din dreapta, care e și în brațele mele acum, stai așa să vorbesc la microfon, a fost al meu. Le-ați pus și numele tot le-am atunci? Pus, păi, da, aia da. A fost treaba, că am zis că ok, fiecare trebuie să dea clar câte un nume. Dar cum am, ca să fie egalitate până la capăt, pentru că se pare că am o obsesie pentru treaba asta cu egalitate, așa, dreptate, justiție. Fiți atenți aici. Am zis așa, deci fiecare apucă să dea câte un nume copilului. Adică eu pe Matei l-am denumit Matei și tati a venit și i-a spus și Nicolas. Ok. Pe Toma, el l-a numit Toma, iar eu am spus că îl cheamă și David. Deci fiecare a dat câte un nume ambilor copii. Când ați aflat că ei nu sunt, că sunt niște copii speciali? Ei, am aflat prima oară în săptămâna 24-a de sarcină. Atunci aveam aproximativ 6 luni. Hai să ne ducem un pic înainte de sarcină. Tu erai o cântăreață pe val. V-ați cunoscut unde? Prima oară la un studio. Nu, la un studio pe treptele studioului lui Bobiță. Așa. Bobi Stoica. Ea era blondă. Și ce te-a atras la ea? Zăpăceala. Era total diferită față de tot ce cunoscusem eu până atunci. Și atunci aveam 22 de ani. Ok. Ea avea 21. Da. Aia a fost prima noastră întâlnire. Ulterior ne-am intersectat tot așa la un studio. Și din 2003-2004 am fost mereu pe urmele ei. Am fost tot timpul împreună. Ați devenit un cuplu de atunci? Nu. Ne-am mințit că suntem prieteni, totul frumos. Am rupt prietenia într-un final 12 ani mai târziu. L-am și testat. Deci da. 12 ani l-am testat. Da. L-ai testat. Tu l-am tot testat. A fost cu rezistă la început. Este, cum să spun, m-am maturizat foarte târziu. Tu când ai aflat? Nici nu sunt convinsă că sunt maturizat. Nu puteam stăpâni. Am zis să se calmeze, să-i mai treacă nervii și toate ce. Nu te băga peste mine, lasă-mă să zic. Stai așa. Acum, da. Stai așa că o dat copilul microfonul mai jos aici. Mă, mami, stai că... Eu pe Cristina o știu de vreo 20 de ani, cam așa? 20? Da, cam așa, da, cred că da. Păi cam de la începutul carierei. Erai mică, rău, de tot. Și eu eram tânără și plină de speranță. Nu sunt mai mare, sunt doar mai experimentată. Când ai știut că va fi Gabriel tatăl copiilor tăi? Nu, stai să-ți spun. Înainte de a deveni un cuplu, noi aveam o înțelegere. Așa. Fiind cei mai buni prieteni și confidenți și așa mai departe, am spus, da, că până la vârsta de 30 și... Nu mai țin minte care a fost limita. 35, 33. M-am nu știu, grăbit, că aveam 20 ceva și 33 ni se părea foarte mult. Dar fii atent că am ajuns la 36. Așa. Și zic că sunt foarte tânără. Deci, bravo. Da. Ia, stai puțin că vrea cineva să...
să coboare. Mai exploreze, da. Deci, du-te la Fetița Zurli, te acolo, Tomi, cum... Aoleu! Stai așa. Foarte tare, Fetița Zurli, ți-ai găsit servici în dimineața asta? Nu! S-a încurcat de nață. Da. Așa faceți tot timpul? Da! Nu vreau să-mi imaginez ce-i la voi acasă. Nu este plictiseală, atât pot să-ți spun. Deci unde rămăsesem aveați o înțelegere. Înțelegerea de dinainte, da, am spus, măi, dacă nici eu, nici tu nu reușim, pentru că știm cum suntem de faini, adică de nebuni. Adică dacă nu păcălim pe nimeni, da, să ne ia de bărbat sau de femeie. Exact, facem noi copii. A, bine, așa, știam, de prieteni. Da, dar nu știam ce înseamnă... Nu, adică erau așa, pur și simplu, niște vorbe. Nu am luat niciodată la modul serios. Da, cum sunteți conștienți că vorbele astea aruncate în univers până la urmă se materializează? Păi se pare că da, de asta am și venit. Atracției. Uite, am tot zis-o. Noi avem două tatuaje, două inimioare. Așa. Mi le-am făcut în august. Acum? Nu, în august 2013-2012, iar în februarie 2013 au apărut ei. A venit minunata veste. Și uite, astea două inimioare noi considerăm că sunt inimioarele lor, pentru că într-adevăr sunt pline de iubire, în inimioarele astea scrie love și asta e definiția lor, iubirea. Asta îi caracterizează pe ei doi. Și da, ca să revin unde ziceam, credem foarte mult în legea atracției. Și noi ne-am dorit foarte mult și au venit mai mult decât ne așteptam. Hai să povestim un pic, pentru că în general oamenii se tem și eu mărturisesc că primul ecograf l-am făcut la 4 luni. Pentru că mă simțeam atât de bine și am zis doctorului, eu nu cred că-s gravidă. Da, eram într-o stare perfectă și eu m-am dus doar ca să verific că sunt gravidă totuși. Eu sunt toate ecografiile, toate analizele astea, care să-ți spună ce? Să-ți măsoare produsul din burtă. Asta pentru că un copil este o misiune. Și ce faci dacă doctorul vine și îți spune că nu e ok ce e acolo? Pentru că așa i s-a părut. Așa lui mi s-a spus mie, că cumva că nu este ok. Și asta a fost momentul în care mi s-a declanșat o tristețe apăsătoare care s-a concretizat în depresie ulterior, pentru că, bineînțeles, a venit și nașterea și postpartum, toate sentimentele acelea, mămicile știu. A fost grijuliu medicul care te-a anunțat, da, că avem o problemă. A fost foarte grijuliu și a fost și foarte, foarte fain pe tot parcursul sarcinii. Bineînțeles că în cazul unei sarcini gemelare, la o anumită vârstă a femeii, că nu aveam 20 de ani atunci, se recomandă ecografii mai multe. Acum eu nu sunt convinsă că este cel mai bun lucru, pentru că, din câte știu, stresează și fătul. Dar ce poți să faci dacă depistezi? Nu știu, pentru că problemă. Eu i-am spus de la început, atunci... Ce mi-ai făcut? Nimic. Nimic, nu. Ți-ai asumat copiii? Stai să spun că încă de la începutul sarcinii s-au purtat discuții despre teste, pentru că multă lume m-a acuzat că, domne, dar ce, trăiești în peștere, nu ți-ai făcut și tu teste? No, nu, nu. Nici nu știu ce înseamnă încălțăminte, eu nu știu nici de săpun, deci sunt așa. Am discutat cu medicul încă de la bun început și mi-a spus că testele în sarcinile gemelare pot să dea valori duble și pot să fie neconcludente, astfel încât chiar sunt de multe ori inutile. Vorbeam atunci de dublu test, de triplu test, de... Doamne, deci așa, mai pierdut. Triplu șurub. Da, triplu șurub și sigur. Asta, campionatul mondial de gimnastică. Da, am spus că orice test aș face nu va schimba cu nimic sentimentele pe care le am pentru copiii mei, pentru că au fost atât de doriți și chemați. Și așa s-a și întâmplat în momentul în care a făcut o tăcere pentru... în momentul în care a tăcut, a făcut o tăcere, ați înțeles să fie. Iată, gemeni. Da. Medicul se uita la monitor și el era destul de vorbăreț în general. Spunea, uite aici am măsurat, are nu știu câți centimetri, nu știu ce, femurul cu tare. Și l-am dat atât tăcut. De la un punct încolo, da, tăcea. Și am avut o presimțire așa, dar pentru mine a fost atunci ceva ca și cum, păi știam. Eu citisem care sunt riscurile în sarcina gemelară. Respectiv, sunt două mari riscuri. Aceste condiții genetice, în special sindromul Down, și mai există riscul de naștere prematură, care am înțeles că este la jumătate din sarcinile gemelare. Deci știam, cu alte cuvinte, că s-ar putea să mă confrunt cu o chestiuni problemă de genul. Da. Și în momentul în care mi-a spus medicul că are hipoplazie nazală, pentru că ăsta a fost unul din marcări, există nu știu cum să o traduc, hipoplazia nazală. No, nasul nu este suficient dezvoltat. Okay. Aici și mai există alți marcări, cum ar fi aici...
Stai să mă gândesc, sau mai bine iau pauză și nu mă mai gândesc, exact, să mai știu un termen medical. Pentru că pe mine mă interesează, da, mă gândeam, dacă voi ați înțeles ce vă așteaptă. Nu. Nu, n-am înțeles nimic. Și s-au născut cele două minuni. Da. Și v-ați trezit cu ele în brațe. Da, eu nici n-am spus familie, n-am spus la nimeni. Ce? Că ei au sindrom Down? Că, da. Tocmai dar nu, la... dar nu aveau, doar voi în doi? Sarcină nu aveau sindrom Down. Okay. În sarcină exista suspiciune la unul din copii, nu la amândoi. Okay. Bun, s-au născut și... S-au născut și pentru mine nu... Nu știu, nu înțelegeam de ce tot, de ce paranormal, de ce tot personalul medical mă tot stresează să le fac teste genetice. Că eu întrebam, bine, și dacă le fac testele genetice și au sindrom Down, există vreun tratament? Nu. Există vreun protocol? Nu. Păi, și atunci, cu ce mă ajută că eu acum... un copil cu sindrom Down când răcește, nu știu, strănută pe la tălpi. Știi? Adică eu până la șapte, ca orice alt eu până copil. La 7 luni eram convinsă că fac băiat. Din, nu se vedea în ecograf și când și ne-a anunțat la 7 luni, e fix din același film, când au anunțat la 7 luni că e fată, Cornel a avut cea mai penibilă reacție și a zis și nu se mai poate face nimic. Știi? E fix ok. Oh, și, no. Și dacă, nu in utero, dar se poate face ulterior dacă... Next! Mai încercați odată. Numai șase-s norocoase. A fost un răspuns la o stare de șoc, pentru că el fiind convins de un lucru... Păi, în momentul la fel și acela... la tine. Poți să faci oricâte analize, mai poți să schimbi ceva? Nu. Și atunci bine, voi mi s-a propus avortul medicinal, mi s-a propus, pentru că există această... Nici nu vreau să vorbim nu, despre asta. Nu vrei, nu? Nu. Mă gândeam eu. Pentru că eu știu despre tine și despre Gabriel că voi ați înțeles, dincolo de orice, că un copil este o misiune și doi copii sunt două misiuni, câte unul pentru fiecare dintre voi. Eu sunt fascinată, nu știu, alți părinți cum sunt, sunt fascinată de devenirea unui om. Pentru mine este cum? Formarea... Cum v-a schimbat pe voi venirea lor pe lume? Radical. Foarte, foarte mult. Pe mine pot să vorbesc și o să las și pe Gabi să vorbească, bravo, pentru că foarte trebuie. Puțin... În publicitate vorbesc eu. Are foarte puține ocazii pentru treaba asta. Eu sunt, cum spuneam, fascinată de chestia asta, devenirea unui om. Și pe mine m-a schimbat, da, pe mine m-a schimbat în sensul că îmi dau seama că eram o persoană foarte egoistă, foarte concentrată pe tine, cum zice în engleză, adică, da, exact, concentrată pe mine. Nu că nu mă interesa de restul lumii, dar tu erai cea mai importantă cam persoană. Cam buricul, știi? Da. Așa, plus că nu aveam răbdare. Răbdare era ceva, deci asta a fost una din lecțiile karmice ale mele. Mi-am dat seama de mult, pentru că eram ceva, genul de persoană aici, acum trebuie să se întâmple. N-am răbdare. Ei, copiii, nu copiii special, copiii în general te învață răbdarea. Dacă nu ai răbdare... Și te învață mult mai multe lucruri. Te învață, de exemplu, pe mine m-a învățat dragostea necondiționată, pentru că nu este simplu în momentul în care ești educat să iubești condiționat. Noi știm să iubim în principiu condiționat. Te aștepți tot copilul timpul. Copilul tău cu minte îl iubești, e frumos îl iubești. Bă, papă, dacă nu-i cu minte... Îl iubești. Doarme când îl pui la somn, îl iubești. Da. Gabriel, pe tine cum te-a schimbat? Uite, scuze, înainte să răspund, mi-am amintit vorbele lui Vlad Voiculescu când ne-am întâlnit noi atunci la Oradea. Și de atunci mi-au tot revenit în minte. Un copil întinde brațele către joacă, indiferent de ce diagnosticare, indiferent de boală, indiferent de situații, că are o mână, că nu are o mână, că nu are un, nu știu, habar n-am. Adică copiii sunt copii, trebuie să le oferim iubirea, trebuie să le oferim afecțiunea noastră, atenția noastră și ei vor crește frumos. Uite, eu o să vă dăruiesc cartea mea, Pledoarie pentru mami și tati, unde insist pe faptul că joaca este limbajul iubirii dintre părinți și copii. Perfect, de acord. Perfect. Cred că este felul în care noi putem să ne manifestăm. Uite, Cristina s-a dus între timp la chestie, ei. Așa? Mai fac o mică paranteză, că tot am vorbit de iubire și de ceea ce spunea și Vlad. Am observat o chestie legată de copiii speciali, cei care au o evoluție foarte bună și care sunt foarte bine integrați în societate și, nu știu, care și-au depășit foarte mult condiția, sunt acei copii ai căror părinți sunt implicați, nu 100%, sunt 1.000.000%, dacă aș putea spune, pentru că acești părinți devin
totul pentru ei, și medic, și, nu știu, psiholog. Hai că n-ai vorbit doar pe publicitate, dar acum poți să profiți, o să intre publicitatea, după care vreau să știu când vă e cel mai greu, vreau să știu cum reacționați atunci când oamenii au tendința să vă compătimească, vreau să știu cum reușiți să rămâneți fideli principiilor voastre în care vă creșteți copiii, imediat după publicitate. Super tătici și super mămici. Astăzi avem o super echipă aici în studio, Cristina Bălan și Gabriel Bălan sunt super tăticii și super tăticul, eu sunt super mămica. Nu, noi avem o glumă, stai așa, abia am ajuns aici, avem o glumă, că ai noștri copii au două mămici. Da, și acum o să vă las să înțelegeți ce vreți voi, orică sunt eu bărbătoasă, orică e el mai mămos. Hai să vorbim un pic despre ce vă e cel mai greu când vă e greu. Bă, cel mai greu ne este faptul că știm foarte clar că anumite servicii de calitate ar putea să ajute foarte mult la atingerea potențialului maxim al copiilor special, și aici nu mă refer doar la ai noștri. Eu sufăr pentru toți copiii care nu au parte de toate uneltele de care au nevoie pentru a se dezvolta cât mai bine. Pentru că acești copii, și acum vorbesc în mod special de copii cu sindrom Down, nu sunt neapărat condamnați la legumizare și cum îi percepe, eu știu, sunt ființe vii care merită opinia publică, da. Nu-i vorba numai de asta, că și în alte afecțiuni unde vorbim de paralizie și așa mai departe, chiar legumizare totală, tot ființe vii sunt, dar acești copii au un potențial foarte, foarte mare. Sunt uimitori, uitați-vă la ei, cât de creativi deci sunt. El e Toma sau Matei? El este Toma, da. Toma, care s-a făcut cu carioca pe toată fața. Toma, ești superb! Bravo, Toma! Ești minunat! Vreau să-mi spuneți cum reacționați atunci când cineva vă compătimește. Când cineva ne... Uite că nu ni s-a întâmplat până acum, sau am ales, da, am ales să nu observ. Probabil, mod sigur, în particular ne compătimesc anumite persoane, dar de față cu noi nu ni s-a întâmplat să ne spună sau să ne arate așa ceva. Dar stai puțin, că voiam să spun despre copii, că am foarte multe laude de adus. Eu sunt uimită, sunt surprinsă. În momentul în care am aflat despre acest cromozom buclucaș, deci trisomia 20, mă așteptam la, sincer să fiu, la cei mai rău, adică mă pregătisem psihic, mă pregătisem emoțional să mă confrunt cu niște situații tragice, okay, dramatice. Și când colo noi râdem de ne spargem și avem parte de doi copii jucăuși, curioși, foarte activi în momentul de față, în prezent, vreau să spun, de câteva săptămâni încoace, spunem alfabetul în fiecare zi. Adică atunci când suntem atunci la nivelul ăsta de... Atunci când o mamă se duce la primele ecografii și când se spune sperăm să n-aibă sindrom Down, să nu se teamă că nu e capătul pământului, chiar dacă ar fi așa. Nu este nici într-un caz capătul pământului, ba din potrivă, vreau să spun că toți părinții cu care am vorbit vreodată și care au copii cu sindrom Down, i-am văzut îndrăgostiți de copiilor. Și copii. Nu este doar dorința de a te păcăli, de a te minți, că există, noi avem această capacitate, noi oamenii, mă refer. Însă nu este așa, nu poți, n-ai cum să nu te îndrăgostești, au o fire și au un talent de a aduce lumină în viața unui om și de a sădi o dragoste curată. Și cum decurge rutina voastră zilnică? Păi multă joacă, noi suntem, cum să spun, ala liber, okay, să zic așa. Nu avem un program decât de masă și de somn. În rest, joacă cum vor ei, îi lasă să joace și liber, îi ghidăm și noi la anumite jocuri. Vă ajută cineva? Da, avem ajutor de la socrii mei, bunicii copiilor. De ceva vreme, numai că au fost puțin bolnavieri și acum sunt încă cel puțin cumva în primul an, da, stau mai mult acasă decât la grădiniță. Da, noi am amânat cât s-a putut de mult să-i ducem la grădiniță, tocmai să crească suficient, pentru că eu, cel puțin, sau mă rog, amândoi, cred eu, suntem de gândirea că nu poți duce copilul când este mult prea mic, că nu înțelege că tati, mami pleacă, dar se întorc. Gabriel, adică... Cristina, eu înțeleg că voi i-ați iubit din prima secundă pentru că sunteți părinții lor. De când erau la nivelul de concepție. Bravo, i-ați iubit înainte de a-i vedea. Cum v-ați descurcat cu bunicii care s-au trezit în fața unor copii speciali? Cred că au aflat pe la un an.
Ai copii bune? Nu au avut nicio treabă, dar... Nimeni n-a avut nimic de noi, ne purtam foarte firesc, adică ca și cum n-am avut nicio... Și nu și-au dat seama. Dar noi în continuare ne purtăm de parcă copiii noștri ar fi tipici, că chiar nu mă interesează cromozomul. Zilele trecute, săptămâna trecută, nu mai știu când. Băi, tot mai rar mi se întâmplă să mă gândesc la ei că sunt niște copii speciali, adică, nu știu, că au un ceva în plus sau minus. Chiar sunt din ce în ce, noi cel puțin așa vedem, copii tipici. Și bunicii când și noi nu suntem că... în faza de negare în caz că cineva ne-a suspect. Am trecut, am avut și fazele astea, etapele traumei. Faza de negare? Da. Adică atunci când spuneam că pur și simplu ei nu au nimic, nu n-au cum să aibă sindrom. Nu, nimic. Dar okay. acum știm că, adică am acceptat faptul că au, dar nu simțim treaba asta. Nu știu, nu... Singura oară, singurile dăți, de fapt, mai degrabă. Când conștientizăm, asta este momentul când luăm contactul cu societatea și în special cu sistemul medical. Cu sistemul în general. Cristina, draga mea, va trebui să te pregătești, să te concentrezi. Tu, această voce a României, vei fi față în față cu vocea găștii Zurli. Fetița Zurli. Vine aici lângă mine, Fetița Zurli. Toată lumea iubește Fetița Zurli. Sunt curioasă cum se simte ea când e atât de iubită. Cum mă simt? Da. Fericită. Special. Da. Și în fiecare zi te trezești de dimineață și spui, băi, mă iubesc atâția copii și atâția părinți. Da, și sunt așa fericită. Are. Dar tu ai o zi tristă? Am și zile triste. Tocmai astăzi mi-a explicat antiprezentatoarea că sunt zile în care te simți câștigător și zile în care nu te simți câștigător. Și când ești tristă, cum faci, adică? Colorez ceva sau când duc cântec de la gașca Zurli. Au fost întrebările Cristinei pentru Fetița Zurli. Da, mi se pare normal. Poate copiii vor să știe dacă Fetița Zurli mai e și tristă din când în când. Fetița Zurli are cele trei întrebări ale Fetiței Zurli, deci te rog să te concentrezi pentru noi. Okay. Și să răspunzi, da? Cristina. Bălan. Fostă Haioș. Așa. Haios. Actuală Bălan. Haios eram. Da? Ce tare! Te cheamă Cristina Haios. Haioșul pe care îl mâncam în copilărie. Nu, că m-au românizat în buletinii Haios, fix așa cum era. Hai, vină aici la mine, Mati. Așa. Deci, ce vroiai tu să te faci atunci când erai mică? Măi, cântăreață. Și ți-a ieșit? Mi-a ieșit. Nu prea. A, ce lică, mămăligă. Dar eu am insistat eu la toată lumea, am zis. La toată lumea. La vecinii de bloc, la învățători, profesori, toți știau că eu o să cânt, dar nu că voiam. Am zis, o să cânt, eu nu am zis că vreau. Mm-hmm, tu știai. Da, clar. Și râdeau de mine că o să fii tu cântăreață. Da, mă, o să mă vedeți pe scenă, vă zic eu. Și ce îți plăcea cel mai mult să cânti când erai mică? Angelica, de la 8 ani în sus, Queen, și înainte aveam niște piese în maghiară. Oh, pe alea nu o să le înțeleg sigur. Stai. Hey, sexy lani, mir punea tuk ne kem, ne vajok in oion. Asta este poții minte de atunci. Trebuie să fi venit în contact mai mult cu limba maghiară, pentru că ești mai din nordul țării. Eu da. Ce-ți place ție cel mai și cel mai mult să te joci împreună cu băieții tăi? Îmi place să ne tăvălim, să ne rostogolim pe covor și să ne luăm și să ne aruncăm prin aer. Sună de învârtitul, cum s-ar spune. De învârtitul, da, dacă ai un nume pentru asta, noi încă n-am găsit. Dar punem toate pernele pe care le găsim și pilotele moi așa pe Cred jos. Cred că se numește hârjoneală. Hârjoneală, da. Hârjoneală, n-am mai auzit cuvântul ăsta. Te învăț duminica viitoare, Fetița Zurli, cu pilota și cu perna de acasă și te învăț. Da, să știi că vin. Și ultima întrebare. Așa. Care este personajul tău preferat dintr-o poveste? M-ai încuiat aici. M-ai încuiat. Tananina. Le citești băieților povești? Îmi place iedul mic din Capra cu trăiezi. Ăla mic îmi place, că e deștept. Că e deștept? Ca tine. Da, și eu sunt un fel de ied mic. Și are și cornițe, așa este. Bravo, Fetița Zurli. Cristina, te-ai descurcat foarte bine. Mulțumesc pentru întrebări. Eu mulțumesc pentru răspunsuri. Cu mare drag. Aș mai vrea să știu ce înseamnă pentru voi faptul că ați făcut publică toată povestea. A fost și o etapă în terapia noastră. Noi am avut o autoterapie pentru că nu am avut
pur și simplu timp și energie pentru a merge la... Uite, un lucru pe care chiar vreau să-l subliniez aici este că, în afară de ajutorul pe care copiii special trebuie să-l primească, părinților, primul lucru, în momentul în care părintele nu este bine, în momentul în care părintele este depresiv, stresat, obosit și așa mai departe, copilul are de suferit. Părinți fericiți, copii fericiți. Ați mai fost vreodată împreună cu ei? Da, am mai fost, tot la un post de radio. Ce drăguț! Bravo! Da. S-au descurcat foarte bine. S-au descurcat pentru că ei sunt băieți mari, pentru că în fiecare zi ne surprind. Vrei să vii la mine? Și care era întrebarea, că am ocolit-o foarte elegant. Ce a însemnat un fel de terapie pentru noi, faptul că am ieșit public și mai mult decât atât a însemnat faptul că ne pasă de ceilalți oameni care se confruntă cu situația asta. Pentru noi era foarte bine totul. Puteam să o ducem așa în treaba noastră, fără să știe cineva. Ați simțit solidaritatea părinților aflați în aceeași situație? Sigur că da, am simțit, normal că am simțit și ei aveau nevoie de, să spunem, exact, de niște reprezentanți la nivel public. Și cumva este și o presiune din punctul ăsta de vedere, pentru că, na, în momentul în care reprezinți un grup, o categorie, da. Da, dar nu vreau să se înțeleagă că eu sunt, că noi suntem ambasadorii sindromului Down sau ceva de genul. Eu am considerat că am această datorie de a prezenta lumii partea frumoasă a sindromului Down, pentru că este, și aș îndrăzni să spun că sunt chiar mai multe părți frumoase. Suntem foarte, foarte mândri de copiii noștri, suntem foarte îndrăgostiți de ei. Eu vă și nu i-a schimbat pentru mult. Nimic în lume. Deci vreau ca oamenii să înțeleagă acest lucru. Și dacă mi-ar da 10 copii tipici care sunt frumoși și deștepți și cum vreți voi, tot pe ei doi i-aș vrea, pentru că sunt ai mei, pentru că sunt carne din carnea mea și suflet din sufletul meu. Mulțumesc din toată inima că în dimineața asta, că știu că n-am fost simplu să veniți la ora asta toți patru. La noi e o aventură fiecare zi, adică. Abia aștept să ne revedem. Suntem fericiți că suntem chemați, asta ne și dorim, să fim integrați în societate. Noi milităm pentru incluziunea acestor copii, pentru că merită și pentru că au multe de oferit și copiii tipici au de învățat. Mai avem timp? Nu mai avem. Nu. Nu mai avem. M-am precipitat, da. Ne povestim data viitoare, dar vă aștept la Zurli. Pentru că noi îi identificăm în sală pe copiii cu sindrom Down și urcăm pe scenă și suntem fascinați cum știu toate cântecele noastre. Așa Cristina este. Bălan, Gabriel Bălan, mulțumim tare mult că ne-ați Matei și Toma Matei au fost astăzi. Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.